Bun găsit! Pe strada Universității din municipiul Suceava se lucrează de zori, iar pe bulevardul Giurgenescu pregătirile sunt în toi. Practic au debutat lucrările de extindere și modernizare cu amenajarea de parcări pe cele două străzi sucevene. Primele lucrări se derulează pe trotuare și la stația de autobuz de la intersecția celor două artere rutiere. Reprezentanții firmei care execută lucrările spun că circulația rutieră pe strada Universității nu va fi afectată decât pe scurtă durată, atunci când se va turna covorul asfaltic. Faptul că se vor derula lucrări și pe bulevardul George Enescu se estimează că la începutul lunii noiembrie, dacă nu mai devreme, investiția să fie finalizată. Sucevenii sunt de acord în mare parte cu aceste lucrări pentru că municipiul are nevoie de parcări. Da, ok, ok. Da, da. E nevoie de mai multe parcări în Suceava? Bă, da, uitați, cum stau mașinile pe... Da, este nevoie. Acum discutam că e în fază de început toate lucrările din Suceava, cam așa. E bine că se vor face parcări aici, în zonă? Bine, probabil, nu. Dacă așa au găsit de cuvință să... Numai că peste tot e numai săpături, șanțuri și... Dar produsul final până la urmă? Da, așteptăm. Dacă a dat Dumnezeu să-l vedem și final, ar fi bine. Nu mă deranjează. Nu mă deranjează, o idee bună. Este nevoie de parcări în Suceava? Da, mare nevoie. Sunt multe mașini și, normal, studenții vin cu mașinile la facultate. E nevoie de parcări. Referitor la tăierea celor 70 de tei prevăzută în proiect, autoritățile dau asigurări că în toamnă vor fi plantați alții de minim 2 metri înălțime. Valoarea lucrărilor de pe bulevardul George Enescu și de pe strada Universității este estimată la aproximativ 1 milion de euro. La final vor fi amenajate 170 de locuri de parcare pe bulevardul George Enescu și 51 pe strada Universității.